După cum v-am promis, dragii mei, iată și pâinica. V-am promis ieri că vă arăt pâinica, dar când, după ce s-a făcut pâinica, mi-era așa de foame că am păpat-o imediat, mă rog, la orele prânzului și am și uitat că trebuie să o mai arăt. Mă scuzați. Așa că pâinica de astăzi am decis să vă arăt. Uitați cum iese, deci, la mașina de făcut pâine de casă. Uitați cum a ieșit pâinica mea. De fapt, cum iese în fiecare zi, din făină albă. Am folosit doar două cănuțe de 250 de grame de făină și 50 de grame de drojdie. Două cănuțe de apă și un piculeț de ulei. Acum fiecare folosește, eu vă spun așa, ce am folosit eu, nu neapărat că să faceți și dumneavoastră tot la fel. Se poate adăuga lapte, ou, mă rog, diverse semințe, ceapă, usturoi, adică câte una din aceste ingrediente. Pentru a, mă rog, diversifica paleta de pâinică. Eu vă arăt doar pe asta făcută astăzi și poate o să vă mai arăt că fac și pâine integrală și cu semințe și cu și neagră, pentru că ficiorul meu mănâncă doar pâine neagră, că el e la dietă unde să facă pătrățele și așa mai departe. M-a nebunit cu pătrățelele, ci că nu-i bună pâine albă la pătrățele. No. După cum vedeți, e foarte, foarte bine crescută. No. Pufoasă. Ia uite, ce repede se rupe. Pufoasă și la gust e foarte, foarte bună. Ia uitați. Eu nu tai pâinea, eu o rup. E fața Domnului, păcat să o tai. Când e atât de pufoasă și... De ce? Nu? Pufică e. Da. Deci, o pâine eco. Nu mă deplasez de acasă să mă duc după pâine. Și e pâine naturală, că e pâine de la moară și nu are niciun adaus, nimic, nimic absolut, absolut, nimic. E o pâine super naturală, super hrănitoare. Nu mănânci mult pentru că ea e sățioasă. O bucățică de pâine și cu farfurii de mâncare m-am sculat de la masă. Nu e... Pâinea cumpărată trebuie să mănânc 2-3 pâini la o masă ca să mă satur. Cu tot cu mâncarea gătită. Deci nu exagerez cu nimic. Când e foame, rup. Dar cu ajutorul pâinei astea am reușit să-mi reglez digestia. Eu care am și stomacul operat. Deci îmi creează o senzație de sațietate. Mă satură, mai exact. Că sunt o mâncăcioasă, de fapt, o gurmandă. Nu mă săturam nici cu, mă rog, oricât aș fi mâncat. Mâncam, acum era foame. Și uite că s-a găsit o soluție și pentru mine. Mă gândesc că mai sunt persoane de genul ăsta care au probleme la fel ca mine. Bine, poftă bună, numai bine, sănătate!